Bine ați venit, dragi săgetători! Voi face talarea care să vorbească despre predispozițiile surprizei și a sfatului sau surprizelor și sfatului. Sperăm în bucurii neașteptate pentru da în surprize plăcute și vă invit așadar să urmărim împreună care sunt mesajele pachetelor de tarot, da, și de oracol. Pentru săgetător, care ar fi surpriza sau surprizele? Cărțile, cele trei pe care le voi extrage, sunt cele care vorbesc despre un mesaj. Iată că s-a manifestat deja și eu am simțit nevoia să preiau și această carte. Primul mesaj vorbește despre șaptele de bâte. Surpriza este că veți trece cu bine peste un examen, veți avea o reușită într-un obținerea unui job, în îndepărtarea unor competitori. Poate că voi v-ați izolat o vreme și oamenii au început să vă caute, să vă recunoască meritele și iată că ați pornit și porniți în luna august, dragi săgetători, cu mai multă energie. În al doilea rând, văd un as de monede. Este o relație sentimentală cu implicare serioasă sau este un job nou, este o afacere prosperă, este o îmbunătățire a stării voastre financiare, dar poate vă cumpărați un obiect de valoare, o casă, o mașină. Văd și doiul de cupe, văd sufletul pereche. Aici cu asul de monede pot fi persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, dar văd de asemenea cu doiul de cupe și persoane din Rac, Scorpion, Pești, care sunt foarte frumoase, sunt frumoase și suflete pereche, da? Cupluri, iată, am strănutat ca să vă și spun că așa este. Cupluri, împăcări, da? Și iată, poate cu cineva din berbec, da? Sau este ceva, este o ceartă care va fi urmată de o dulce împăcare, o dulce împăcare care vă permite să reconstruiți ceva, da? Poate să țină și de job, poate să fie cineva la job, poate să fie în relația sentimentală sau, da, vă ajută cineva care vă e suflet pereche. Foarte frumos! Deci șaptele de bâte reprezintă victorie, asul de monede reprezintă prosperitate, doiul de cupe reprezintă emoții și suflete pereche. Acest turn, cred și așa bănuiesc că e un berbec, sau o ocazie să reconstruiți ceva. Primul sfat, să faceți acești pași spre vindecare, să urmați tratamentele, să urmați, da, atât tratamentele medicamentoase, scuze, cât și tratamentele naturiste. Eu speram să nu strănut de foarte multe ori. Văd că vine acest soare. Să faceți pași în vindecarea voastră, printr-o alimentație sănătoasă, prin tot ceea ce vă aduce starea de bine, dragii mei. Optimismul, da, și gândul pozitiv. Să vă observați atitudinea și ori de câte ori sunteți furioși, sunteți supărați, să ieșiți din aceste stări. Da, să înțelegeți, să le acceptați și să încercați, după ce primiți anumite mesaje, să îndreptați aceste situații, aceste stări. Nu înseamnă să ascundeți sub preș nimic, nu. Să conștientizați, iertați-mă, dragii mei, să conștientizați anumite emoții, de la ce vin ele, să vorbiți despre ele cu persoanele care vi le creează sau cu care aveți relații. Pentru că veți fi mai puțin conflictuali în această situație. Hai să vedem, iată, sau vă urmați visurile. Deci automotivați-vă, dar să nu vă autosabotați. Încurajați-vă, este foarte important, dragii mei, pentru că voi aveți aici niște visuri, urmați-le. S-ar putea să nu vă fie și din anumite puncte de vedere. Gândiți-vă la visul cel mai important pentru voi. Și mergeți și urmați-l. Ăsta este sfatul pe care îl primiți. Acum, Tarot Lenormand
va clarifica fiecare din cărțile extrase. Și începem cu șaptele de bâte, care și spuneam că reprezintă o victorie, o deblocare. În ce situație? Iată, voi ați avut niște bețe în roate, voi ați avut niște oameni răutăcioși, niște prieteni falși, au fost niște oameni care au încercat să vă saboteze acțiunile. Aici văd un șapte de treflă, care înseamnă o supărare. Cartea are numărul 23, poate din 23 iulie sau luați 2-3 august ca interval, ora 23 sau intervalul orar 2-3. Puteți considera că e vârsta 23 sau 2 plus 3, 5. E importantă ziua de 5 sau ora 5. Sau dacă ar fi să le înmulțim, 2 ori 3 fac 6, 6 august sau ora 6. Vă deblocați, da? Apoi, asul acesta de monede. Hai să vedem, asul acesta de monede ține de dragoste. Iată, dacă sunteți domni, iată cum voi vă gândiți, da? Asul de monede vorbește de implicare cu Taur, Fecioară, Capricorn, dar și într-o relație în care, dar pe care o vreți pe termen lung. E interesant. Aici văd un as de inimă roșie care aduce asul de cupe, împăcare, pasiune. Dacă sunteți doamne, acest as de monede vine din partea unui bărbat cu o propunere de împăcare, de relație. Vă mutați împreună cu acesta sau vă cumpărați, vă cere în căsătorie sau... Este o persoană foarte, foarte serioasă, știți, care se gândește la voi, da, și poate vă veți deveni iubiți. Cu doiul de cupe, sufletul pereche, voi aveți totuși niște temeri. 32 poate să fie o vârstă, da? Puteți considera 23 de asemenea, puteți considera energiile lui 2-3. Sau ora 23 sau vârsta 32, am spus-o, între 2 și 3 august sau între orele 2 și 3 în următoarea perioadă. Da, cu optul ăsta de cupe, parcă voi lăsați în urmă ceva, simțiți că meritați ceva mai bun și mergeți către zări mai senine. Parcă vă hotărâți să găsiți sufletul pereche și deja îl găsiți în cineva care are semne de apă, rac, scorpion sau pești. Hai să vedem cu berbecul ăsta sau cu turnul ăsta ce clarificare primesc. Iată, voi veți culege niște roade, voi ați reconstruit ceva. Dar culegeți roadele, culegeți ce a semănat. Dacă ați cules, cum să spun, dacă ați semănat furtună, culegeți furtună. Dar văd un valet aici de romb. Valetul de romb este, de fapt, pajul de monede, care îmi spune că parcă și învățați, cum anume, să recoltați ceva, parcă voi aflați ceva, da, parcă învățați, aflați sau sunt primele roade și asta este o surpriză plăcută pentru voi, da, primele roade într-o muncă, 10, pe 10 august sau la ora 10, să aflați de ceva. Este interesant, da, este interesant și poate chiar culegeți și semănați, da, culegeți sufletul pereche. Iată, să faceți pașii care să vă țină sănătoși, păstrându-vă speranța. Văd aici o veste bună care vine spre voi. Numărul 16 poate să fie, da, ora 16, data de 16, sau luăm intervalul 1-6 august sau 1-6 ca ore, între ora 1 și 6. Cu 6-le ăsta de cupe, am un 6 de cupe care spune despre o nostalgie a unei iubiri din trecut. Și cu acest 2 de cupe și cu 6 de cupe am suflete pereche. Deci pentru voi, augustul, să știți, cred că va fi foarte important pentru sufletul acesta pereche și nu vă pierdeți speranța dacă nu l-ați găsit, pentru că îl veți găsi. Este ca o luminiță de la capătul tunelului. Da, ziua de 16 sau la ora 16. Da, puteți considera și șaptele, pentru că unul cu 6 face 7. Să vă observați atitudinea. În ce privință? În privința unei scrisori sau unui mesaj pe care îl scrieți.
atitudinea persoanei care vă scrie mesajul. Să vedeți dincolo de cuvinte, pentru că, așa se spune, dincolo de cuvinte este un limbaj paraverbal, da? Acea comunicare non-verbală care vă poate ajuta. Aici am un 7 de spade, urmați-vă propriul interes. Cartea are numărul 27, poate să fie o vârstă, sau considerăm zile importante între 2 și 7 august, dragii mei. Însă observați-vă atitudinea, pentru că va fi importantă să fie una corectă sau atitudinea unei alte persoane. Și urmați-vă visurile. Numărul 40 poate să fie o vârstă sau considerați energia lui 4 ca dată calendaristică, da, 4 august sau ora 16. Foarte frumos, dragii mei. Deci, această carte a măștilor îmi spune să vă folosiți, să vă urmați visurile și, de asemenea, să fiți respectuoși, să fiți diplomați pentru a obține cât mai multe în, pe calea aceasta a împlinirii visurilor dumneavoastră. Este foarte adevărat că uneori poate nu ne plac persoanele de care depindem și e bine să ne păstrăm răbdarea până trecem marea, da, sau așa se spune, cu răbdarea treci și marea. Dragi săgetători, sunt cărți foarte frumoase pe care eu le-am văzut, da, de blocări cu șaptele de bâte, asul de monede cu implicări serioase sau achiziții de valoare, doiul de cupe cu suflet pereche, turnul, posibilitatea de a reconstrui ceva. Și ca sfaturi, faceți toți pașii pentru vindecare, observați-vă atitudinea și urmați-vă visurile, dragii mei, pentru că, iată, sunt mesaje frumoase și vă așteaptă o perioadă foarte interesantă. Dacă veți vedea că rezonați, vă invit să reveniți cu a comenta. Nu uitați să oferiți un like dacă v-a plăcut, dacă nu v-ați abonat deja, vă invit să o faceți, apăsând și pe clopoțel pentru a fi anunțați când mai postez alte filmări. Și de asemenea, veți găsi separat etalarea pentru Zodia Săgetător pe Agapia Tarot, da, este deja filmată și vă invit cu drag să o urmăriți. Să aveți grijă de voi, să fiți ocrotiți și ocrotitori. Vă îmbrățișez cu mult drag. La revedere!